Bună dimineața! Evoluăm în fiecare zi, însă nu întotdeauna în maniera potrivită pentru binele nostru. Tehnologia de ultimă oră, produsele alimentare sofisticate și cu durată de viață uriașă sau medicamentele de ultimă generație aduc confort, dar nu ne ajută neapărat și să trăim mai mult. Pe lângă efectele directe asupra sănătății, toxicitatea influențează negativ longevitatea prin afectarea calității vieții și prin creșterea riscului de deces prematur. Toxicologul Radu Țincu ne explică ce ajunge să ne îmbolnăvească în fiecare zi. Așadar, domnule doctor, există factori de risc care ne fac să îmbătrânim mult mai repede decât vârsta pe care o avem în buletin? Există astfel de factori și sunt o multitudine din tot ceea ce trăim în zilele noastre, pornind de la stresul cotidian. Stresul cotidian, dincolo de starea psihică și emoțională pe care o resimțim, eliberează o serie de hormoni de stres, chiar așa se și numesc sugestiv, pentru că ar trebui să ne alarmeze ideea faptului că anumite glande în perioadele noastre de agitație, nervozitate, stres psihic, supra-solicitare fizică, eliberează astfel de hormoni, cum ar fi, spre exemplu, cortizolul. Acest hormon de stres este unul dintre cei mai nocivi pentru organism pentru că produce o serie de dereglări, în special în zona metabolică. Îmbătrânirea cerebrală sau neurodegenerescența reprezintă elementul care ar trebui să ne îngrijoreze cel mai mult, pentru că majoritatea studiilor ne spun, spre exemplu, că peste 20 de ani numărul de boli neurologice degenerative asociate persoanelor adulte va fi în creștere. Asta înseamnă că vom dezvolta progresiv diferite forme de demență, ceea ce arată că acest stres psihic este cauzator de modificări în structura cerebrală. Avem o serie de hormoni, neurohormoni, neurotransmițători cerebrali, excitatori, cum ar fi, spre exemplu, glutamatul sau norepinefrina. Aceștia sunt neurohormoni care realizează inflamație la nivel cerebral. Un proces cronic de inflamație la nivel cerebral va duce la distrugerea neuronilor, pentru că această rată metabolică în exces produce stres oxidativ, iar stresul oxidativ, prin eliberarea de specii reactive de oxigen, va cauza, dacă vreți, o arsură chimică a sinapselor, adică celula respectivă nu-și mai poate menține funcționarea normală, fie prin faptul că pătrunde foarte multă apă în interiorul celulei, ceea ce duce la o vacuolizare a celulei neuronale, sau se produc pierderi de electroliți, cum ar fi calciu sau clor, și această modificare a electroliților va duce la afectarea integrității celulei respective. Apropo de lucrul acesta, putem să pierdem din neuronii pe care îi avem și din cauza mâncării procesate pe care o consumăm aproape în fiecare zi, apropo de eurile pe care le vedem, eurile negative pe care le vedem pe ingredientele alimentelor. Orice factor toxic care produce stres oxidativ, pentru că până la urmă, dacă ne expunem la o substanță chimică, organismul încearcă să reacționeze cumva la prezența ei, fie prin procese de metabolizare hepatică, și acolo la nivel hepatic se pierd anumite molecule antioxidante, cum ar fi glutationul. S-a observat că primul filtru în momentul în care mâncăm substanțe chimice este ficatul. Ficatul este primul care suferă și folosește toate aceste resurse pentru a neutraliza aceste toxine. Însă, de multe ori, cantitatea de toxine este foarte ridicată, diversitatea lor este una extrem de ridicată și atunci mecanismele acestea de detoxificare nu mai pot să fie la fel de eficiente. Ce se întâmplă în primă instanță? Apare prima afectare hepatică care se numește steatoză hepatică, adică încărcarea grasă a ficatului. Este un prim răspuns că organismul este depășit în fața asaltului toxic. Dacă discutăm, spre exemplu, de îmbătrânirea plămânilor, plămânii îmbătrânesc și ei. Aici voiam să ajung. De data aceasta ne gândim la poluare, nu? Și la cât de este tot un toxic, de fapt, pentru organismul nostru poluarea. Este un toxic și este un toxic mai periculos, pentru că dacă putem să fim atenți la ce mâncăm, putem să reducem toxicitatea alimentară, în momentul în care respirăm aer poluat, acest lucru este aproape imposibil de evitat, nu ne putem muta cu toții în munți. Poluarea produce la nivelul arborelui traheobronșic inflamație. Acele particule PM2,5 sau 10, oxizii de azot, sunt substanțe iritante pentru mucoasa respiratorie și apare
eliberarea de citochine proinflamatorii. Aceste citochine proinflamatorii, pe de o parte, vor crește secreția de mucus. Asta înseamnă că vom avea o hiperreactivitate bronșică, o secreție de mucus în exces care predispune la apariția unor fenomene infecțioase. Foarte interesant este faptul că poluarea nu doar că realizează această activare, această hipersecreție de mucus, dar poluarea reușește să anihileze și capacitatea cililor respiratori de a elimina aceste mucozități. Deci avem un efect dublu prin care mucusul rămâne stagnant la nivel pulmonar. Deci putem vedea clar diferențe între plămânii unor oameni de aceeași vârstă, unii care au trăit la oraș și ceilalți care au trăit în provincie, de exemplu. Așa este. Este proporțional gradul de afectare pulmonară care se cuantifică prin fibroză pulmonară sau prin apariția bronhopneumopatiei cronic-obstructive, este modulat de expunerea la substanțe poluante. Dar să nu uităm că cel mai important poluant, dincolo de cei atmosferici, este fumatul. Fumatul conține foarte multe substanțe iritante pentru arborele traheobronșic. Crește incidența cancerului bronhopulmonar. Deci discutăm de modificări mult mai importante pe care fumatul le poate produce asupra organismului uman. Sunt foarte multe studii care au evaluat gemeni, persoane care au aceeași încărcătură genetică, una fiind fumătoare și cealaltă nefumătoare, și vedem pe fotografiile respective faptul că fumătorul are un ten mult mai îmbătrânit comparativ cu fratele său care este nefumător, ceea ce arată că, pornind de la același material genetic, iată cum factorii de mediu pot să modifice această genetică. Un alt obicei nesănătos la care ar trebui să renunțăm, și acesta vizează de această dată ficatul, este consumul de alcool. Consumul de alcool este un hepatotoxic prin excelență. N-am văzut nicio persoană care consumă cronic alcool și care să nu aibă afectare hepatică secundară acestui obicei. Dar dincolo de afectarea directă a hepatocitelor, alcoolul produce o serie de modificări neurologice. Funcția de gândire, funcția cognitivă, atenția, capacitatea de învățare sunt afectate la persoanele alcoolice pentru că se produce o scădere a nivelului unor vitamine esențiale pentru sistemul nervos central, cum ar fi vitamina B1 sau vitamina B6. De asemenea, persoanele alcoolice, dincolo de toxicitatea directă a etanolului, suferă și de malnutriție, pentru că până la urmă preferă să folosească banii pentru a-și cumpăra băutură decât să se hrănească în mod corespunzător. Această malnutriție agravează și mai mult procesele de îmbătrânire la nivel cerebral. Medicamentele sunt și ele o sursă de toxicitate. În primul rând, ar trebui să luăm medicamente doar la sfatul medicului. Automedicația nu face decât să crească toxicitatea și de foarte multe ori automedicația face ca diagnosticul să fie greșit. Faptul că noi căutăm pe internet să ne diagnosticăm și luăm un tratament nu înseamnă că este și varianta corectă. Și atunci întârziem tratamentul corect și boala respectivă se cronicizează. De multe ori pacienții ajung la medic mult prea târziu, atunci când nu mai putem face nimic pentru ei. Și de ce? Pentru că nu suntem educați să avem o medicină preventivă. Noi mergem la doctor doar atunci când avem să tratăm ceva. Ar trebui să mergem la doctor ca să ne asigurăm că totul este în regulă și că funcționăm în parametrii normali. Mulțumim mult pentru aceste sfaturi extrem de importante. Întregul interviu îl găsiți în noul număr al revistei Longevity, care a apărut pe piață, și veți găsi și multe alte subiecte interesante. De exemplu, vom afla ce se întâmplă dacă sărim peste micul dejun, dacă ne îngrozesc dietele, există o altă alternativă astfel încât să trăim sănătos și mult, desigur. Ne putem măsura și viteza cu care îmbătrânim. Avem și niște ponturi despre foarfeca genetică, instrumentul de rescriere a codului vieții. Avem foarte multe subiecte interesante, medicina anti-aging, care este medicina viitorului, și avem și cele mai căutate tratamente estetice masculine. Așadar, noul număr al revistei Longevity, pe care îl găsiți la toate chioșcurile de ziare. Și până data viitoare, sănătate multă!